Bună, Lili! Ce face fata? A fost afară și a înghețat? Ți-a înghețat lăbuțele? Da? Erai bucuroasă la zăpadă? Ce ți-o liste urechile? Bună, dragilor! E zi bună, daților! Da! Ce face fata? Face o plecăciune? Face o plecăciune? Mai devreme am ajuns acasă de la grădiniță. Am pus 4 ouă la fiert. Vreau să fac o salată verde cu ouă fierte, cu ton, cu niște parmezan. Era bine de aveam și niște porumb, dar nu am. Așa că mă gândeam să pun niște boabe de fasole roșie. Aveam o conservă de fasole de la Bonduel, una așa micuță, și mă gândeam să o pun și pe aia în salată. Da. A, te uiți pe Temu? Da. Marc îi place să se uite pe Temu și a instalat singur aplicația și se uită și își bagă produse în coș. La noi este foarte, foarte frig. De dimineață a nins așa puțin. Dacă n-ar bate vântul ăsta așa de tare, că ridică toată zăpada de la sol și îți vine direct în față, plus de pe copaci, de pe acoperișurile caselor. Nu, cum a fost azi la grădi? Nu vrei să ne spui? Nu? De ce? De ce nu vrei? Vreau să pun să fac un ceai. Și trebuie să scot 7000 de lucruri pentru a scoate ceva din dulapul acesta. Și trebuie să ne facem un dulap la comandă. Ori să-l punem aici, ori dacă găsim dimensiunea perfectă, să-l cumpărăm din magazin și să-l punem noi. Și mă mai gândeam să pun un dulap acolo unde sunt acei fluturași, pentru că nu mai am loc. Ținem și pe frigider, ținem și pe cuptorul cu microunde. Avem toate prostiile și nu mai avem pe unde să le mai băgăm. Așa că nu știu ce ai să fac. Nu știu. Asta oare e desfăcut? Nu e desfăcut asta. Știu că am desfăcut unul, dar nu mi-aduc aminte dacă am desfăcut cu afine roșii sau cu smeură. O mai am pe acolo, pe jos. În momentul în care am făcut ordine în acest dulap, nu am mai fost atentă să le pun pe cele începute în față, să am acces mai ușor la ele. Și mai am câteva acolo, jos. Și nu știu care, cum e început. Acoperit care este ceaiul desfăcut, este acesta cu fructele pădurii. Pentru mine și pentru Marc vom face ceai din ăsta, iar pentru Selena voi face ceai din ăsta de iarnă de la Fares. Ei, ăsta îi place foarte mult. Da, mă, la căsăria tare chiar nu mi-aduc aminte. Mai punem niște zahăr în borcanel aici. Dar nu cred că o să-mi încapă mie tot zahărul ăla. Vedem. Cred că pe mine mă paște din nou o răceală. O răceală mică sau o răceală mare, nu știu să vă spun. Bogdan a început și el de ieri cu frisoane, cu durere la musculatură, exact și eu așa am început de astăzi. A început să mă doară capul, a început să mă doară gâtul și să mă simt înfundată. Am luat un Nurofen, răceală și gripă, și de când am luat acea pastilă parcă a dispărut toate durerile pe care le aveam. Dar tot așa mă simt înfundată, sinusurile mi le simt înfundate și parcă o ușoară durere de gât. Da, Marc? Asta ce e? Stai să iau borcanul ăsta să răsturnăm zahărul ăla. Ion ăla, Marc. Un avion care se bagă mașinuțe înăuntru, are un topogan. Mi-am făcut de lucru cu Marc. Cu Shane nu era așa de încântat, dar acum cu Temu... 52 de lei și 84 de bani. Mult? Ai bani? Da, măcar dați mic salvează. Salvează-l. Da, ai bani să-l iei? Nu mai ai bani. Când o să câștigi, bine. Poc? Da. Ai când o să câștigi? Păi trebuie să-ți alegi culoarea. Când o să câștigi tu bani? Albastru cât costă? E la fel.
A? Când o să câștigi tu bani? Bravo! Zi! Trebuie să-ți caut un loc de muncă să câștigi bani? Mama, dar primești de la mamaie. Primești de la mamaie? Ești bucuros că mi-ai luat avionul. Ești bucuros. Tu ți-ai salvat o grămadă de lucruri acolo în coș. Nici nu vreau să-mi imaginez ce sumă ai adunat. Deci să știți că Marc se mai uită, nu se desparte de Temu, așa că m-a atenționat că își mai bagă produse în coș. Bravo, mai adaug acolo. Stai să văd. Stai să mai vezi, așa-i? Aici avem un colețel de pe Notino. Selena și-a luat acele Juicy Bomb de la Essence, despre care vă spuneam că le-am căutat prin 5 sau 6 DM-uri și nu le-am găsit. Astăzi de dimineață a ajuns comanda, am dat-o alaltă seară și a venit foarte, foarte repede, așa că o să vă las pe Selena să vă arate ea ce și-a comandat. În afară de acele Juicy Bomb, mai are și altceva. Așa că i-am promis că nu voi umbla la colet și o lăsăm pe ea. Da, Mini, e Selena. Vine acasă. Iubita, ce faci? Ți-a venit coletul. Ce e? Oh, iubire de frățior. Da. Și l-a salvat. Nu l-am luat. Nu de pe Notino, de pe Temu. Mini, de ce continui să-l atri? Pentru că este Selena. De bucurie? De bucurie? Nu, stinge lumânarea. Da. Iubește-o și pe ea. Ăla-i 66 de lei. De ce nu te duci tu, Mini, tu? Ce sună la sână de chibirut? Ia uite-l și pe Bungo. A venit Sele. Mico? A venit Sele. Hai să leți. Nu, înapoi. Pa. Cine a venit acasă? Bravo. Haide. Vezi că dai pe jos, numai ciocolata ai dat pe jos. Noroc cu Mini, aspiratorul meu. Hai, acum se mâinile fierbinți, tare. Dacă e rece și acum te dezgheți. Ca un om de zăpadă de adus de la frig la căldură, așa e și tu. Ce faci, papa? Fac salată verde cu ton, cu ouă fierte. Dar pe seară nu știu ce să mai fac. Sincer, o să fac și un ceai, am pus apă la fiert. Da. Îți fac ceai de iarnă? Da. Bine, de o să pregătim aici două pliculețe. Deschide. Aici nu mai avem, nu mai avem. Mai avem două pliculețe și cu unul trei, trebuie să cumpărăm. El nu se bagă, da? Deci nu se bagă. Uite-l cum a venit Bingo. Mai devreme i-am tăiat unghiuțele. Da? Avea niște ghiare. De dimineață s-a agățat în părul meu, nu mai putea să iasă. S-a agățat de hanorac, la fel, nu mai putea să iasă. Nu. Martu, mi-ai făcut, uite, numai ciocolată pe jos și am dat cu aspiratorul mai devreme. Hai, taie. Bingo, tu ai grijă, nu pe acolo, pe la aragaz. Hai aici, la mama. Hai aici, la mama. Hai și la mama. Hai la Sele. Hai și la Sele. Hai la Sele. Astăzi m-am apucat să împilesc unghiile, mai am lopata asta de pilit și după aia trec la mâna dreaptă. Bravo, mama. Cât de drăguțe sunt. Oleu. Dar ce fain arată! Asta-i cu cocos? Da, și are sclipici! Mami, lasă sparge așa, măcar! Sparge! Da? Mamă, dar ce mișto arată și așa sticluța asta! Asta-i al meu, da! Asta-i cu căpșuni! Asta-i cu cocos! Asta-i cu căpșuni, iar acesta este cu mentă! Când aștept! Dar cât de drăguț arată! Doamne! Cred că mai ăsta este al meu. Mi l-a făcut Sally cadou. De când l-a dat comanda, a zis că ăsta este cadoul meu de la ea. De șepup.
Te iubesc. Și aici avem un set de pentru buze de la Carmex, cu cireșe, cu căpșuni și cu ananas. Sunt în variantă mini și sunt foarte, foarte drăguțe. Acestea au costat 23 de lei, iar acestea au costat 10 lei bucata. În cazul în care sunteți interesate să luați, le găsiți pe Notino, doar că la aceste Juicy Bomb nu are decât 3 variante, căpșuni, mentă și cocos, nu aveau și altele. Miros fain? Cu care te-ai dat? Asta? În ambalaj par mai mari, dar sunt atât de mici și de drăguțe. Ăsta e cu căpșuni, ăsta e cu cireșe și ăla de la Selie cu ananas. Da, dar astea sunt mentolate? Da. Da? Mie asta nu prea îmi place mentolat la un balsam. Ție? Da? Mamă, dar asta miroase ca o, ca o caramea. Nu mi se pare că ar semăna cu ananas. Dar miroase super fain. Ce drăguț. Și pe celălalt, că parcă am un cont ăsta. Ai unul în varianta mare, mare. Dar mai știu ce aromă. Parcă cu cireșe. Nu, cireșe. Cireșe? Da. Ce mănânci, caramea din aia faină? Nu. Nu? Asta e faină. Asta e demențial de bună. Caramea asta, dar o să mănânc după masă, că... A, din asta cu cafea. Tu, dar de ce lași ambalajul călă? Tu dacă nu-ți rup urechile. Hai. Măi! Mai dacă nu-i rup urechile, că se li face prostii! Trebuie să facem stoc cu mine aici. Să umplem cutia cu fâșii din astea. Avem o pungă aici plină, dar nu i-am desfăcut-o, că am zis să aibă gustul ăla bun. Că odată ce sunt desfăcute și nu sunt mâncate la timp, nu mai au gustul la fel de fain și nici consistența. Începe ori se întărească, ori se moaie foarte, foarte tare. Aici am pregătit cănița pentru Selly. Trebuie să pregătesc căniță și pentru Marc, așa că lui voi da asta cu pinguin. Și trebuie să-mi pregătesc și eu o căniță, dar nu știu pe care să o aleg. Și trebuie să le strâng aceste cănițe. Le voi strânge pe toate cu tematica de Crăciun, dar momentan le mai las. E altul? Da, nu e la fel. Nu? Ba, e cred că la fel, doar că, uite, tot SPF-15 are, ăla fiind mai în variantă mică, na, capacul ăsta îmi văd că e mai închis decât ăsta la altul, dar e la fel. Ăsta cât are? 5 grame și ăsta 10. Ia. De-așa pup. Ia să vedeți ce e. Da. Ce cauți, cocoșel, aici? Ce cauți? S-au împrăștiat. Trebuie să le pun, că se înmoaie. Nu știu care să iau. Uite tu cum stă. Tu, mie, aia cu... Care? Stai să văd pe spate, care îmi place mie. Eu nu mai mi-aduc aminte cum se numește. Cafea și smântână, nu. Cremă cu alune de pădure, nu. Alune de pădure și migdale, nu. Marțipan. Mi-aia cu marțipan mi se pare cea mai faină. Da? Uh-huh. Aia cu marțipan. Care e? Trrr. Cred că asta? Da? Da, aia. Nu, asta e ceva cu cremă. Trebuie să scrie asta e cu nugat. Alune. Asta e cu marțipan. Da, și pup. Astea sunt cu marțipan dacă vrei. Da. Astea. Ia uzi-l. Zice, da, și pup. Na. De așa pup. De așa pup. Mm? Uite-l cum vine. Fain. Clipește? Da. De așa pup. Trrr. Pa! Ia zi pa! Pa! Pa, bingo! De așa pup. De așa pup. De așa pup. De pup. Arată aplicatorul. Sunt foarte, foarte drăguțe. Zici că sunt niște acadele, ceva bombonele.
tu acolo, drăguțule? Oh, zici că ești ca un bătrânel din ăla care vorbești toată ziua. Da, ca un bătrânel. Imediat este ora 5. Eu am terminat de pilit unghiile. Le-am dat formă la ambele mâini. Iar acum o să mă pun să-mi fac un fervex ceva, pentru că am început să mă simt foarte, foarte rău. Tremură carnea pe mine, mă dor toți mușchii, am frisoane, nu mă simt bine deloc. O să-mi fac un fervex. Pe unde ești, pe unde ești? Uite-l acolo. Mă doare capul, parcă începe să mă doară toate. Și o să-mi pun pliculețul de la fervex aici în ceai. Doar că o să încălzesc ceaiul puțin la cuptorul cu microunde. Așa. Nici nu știu până la câte plicuri ai voie pe zi. Trebuie să citesc. Cred că până la 3 sau 4. Un plic de 2-3 ori pe zi. Deci, de 3 ori pe zi maxim, cu o cantitate suficientă de apă rece sau fierbinte. Deci nu trebuie neapărat fierbinte, așa că o să pun peste ceai. Nu cred că are ceva, mai ales că ceaiul e gustos și ăstea de obicei știu că sunt cam amărui. Chiar dacă au aromă de smeură, de lămâie sau de alte nebunii, se simte așa o amăreală. Deci răceli comune, rinite și stări gripale. O să-l las afară și o să mai pregătesc probabil unul mai, nu știu, înainte de culcare sau ori o să iau un Nurofen răceală și gripă. Ce face băiețelul acolo? Ce face băiețelul? Acum o să mă apuc să le pilesc pe dedesubt și să văd dacă mai sunt în stare să-mi dau o formă, deși nu cred, pentru că nu mai pot. La unghia asta am scurtat-o prea mult față de astea alte, dar sincer să fiu, nu mai am chef, nu mai am putere, mă dor umerii. Deci mă dor toate. Până la urmă o să încălzesc puțin ceaiul. Am așa niște frisoane și mă gândesc că poate mă ajută. Ce faci, Bungo? Ai venit în capul meu? Da? Vrei să mergi la copii? La Selena a venit o colegă de clasă. Se joacă frumos în cameră toți trei. Afară este foarte, foarte frig. Bună! Bună! Bună, Bungu! Ce frumos se vede cerul. Da, băiatul! Îmi vine să stau lipită de calorifer. Atât de frig îmi e. Deci îmi simt gleznele și tibia piciorului atât de rece, ca și cum nu mai circulă sângele prin vene. Mi-e foarte, foarte frig. La un moment dat aveam mâinile atât de încleștate și o să mă bag un pic în pat să mă învelesc bine, bine și să stau acolo cu mințică. Aveam un plan să fac mai multe prin casă astăzi, dar nu mi-a ieșit nimic din ceea ce mi-am propus. Mi s-a făcut poftă de, nu știu, griș cu lapte sau orez cu lapte, dar sincer să fiu, la cât de rău mă simt și am așa frisoane, nu pot să fac. Trebuie să stau în pat. Sper să nu fie amar, că nu-mi place deloc. Cel puțin Teraflu și Coldrex, mie mi se pare atât de amare. Hai de mine, îmi vine să dau afară când le beau, vă jur. Deci nu le suport de nicio culoare. Vreau să-mi iau și o ciocolățică să mănânc. Nu știu care îmi face cu ochiul în momentul acesta. Mie de obicei îmi plac ăstea cu marțipan, dar parcă acum aș vrea altceva. Văzusem eu una cu o jumate alb, jumate negru. Unde ești? Unde ești? Sau nu mai ești? Incredibil, uite aici. Dar nu, parcă nu mai trebuie. Fai de mine, acum mi s-a făcut greață instant. Dacă am văzut așa ceva.
Ole, o să iau să mănânc o clementină din asta. Ce faci, Bungu? Am primit de la Betty și de la Răzvan acest ren, care săracu văd că s-a topit, că l-am ținut aici la cuptorul cu microunde și s-a topit. L-am primit înainte de Crăciun, înainte să plecăm în Cipru și am zis că o să-l desfacem, or să fac ciocolată caldă din el, adică să pun lapte fierbinte și să-l pun în lapte, dar n-am mai reușit. Ce e, Bungu? Vrei să-i dai pup? Tu ce vrei, minișor? Mamă, dar ce stare mi s-a făcut așa ciudat, o stare de greață, așa instant. Nici nu știu pe unde să mai pun și ciocolata asta. Băgăm aici în pâine, pe unde să le mai punem? Da, Bungu. Da, stai să iau un șervețel din ăsta. Mamă, dar am niște frisoane din alea de înclănță, nedinți în gură, nu glumă. Și de fiecare dată când trec pe lângă anumite suprafețe, cuptor, masă, dulap, trebuie să văd eu câte ceva acolo, că altfel nu se poate. Dacă nu șterg și oala asta de nu știu câte ori pe zi, și ia uitați-o. Ia uitați-o cum se pune praful pe ea. Acum o șterg, acum e la loc. Ei, nu-i voie, măi! Hai că-ți dau clementină, mănânci cu mine. Mua, mua, mua. Deci astăzi nici poftă de mâncare nu am avut. Am lăsat salata aici cu gândul că voi putea să mai mănânc din ea și nu. Nici n-am putut să mănânc cu pâine. Am mâncat așa mai mult goală. Și de dimineață am simțit că pe mine mă iau un val de răceală. Păi să nu te bagi în medicament, mă! Mă, nu-i voie! Nu-i voie! Mergem în cameră. Haide! E? Hai! Ce drăguț e! Ce drăguț e! Uite și Marc a primit o cutiuță de Nutella de la colega Selene și l-a mâncat și acolo, l-a lăsat. Da. Pufulețe a mâncat. Aici i-a lăsat. Mi-a adus de la Selena din cameră 20 de bani și mi-a zis: mama, uite ce am luat de la Selly, să-mi cumpăr un ursuleț Barney. Îi zic eu, da. Ăsta e doar o bomboană dacă ți-ajunge să-ți cumpere atât. Nu ți-ajunge să-ți iei niciun ursuleț Barney, dar el îmi zice mie: ia-i și pune-i la parcare, că știe că în mașină am fise și le adun la parcare. Și că ia-i și pune-i la parcare. Up. Să știți că eu am aspirator pentru unghii. Doar că mi-era lene să încep să-l folosesc și, sinceră să fiu, când l-am folosit o dată sau de două ori, parcă nici nu mi s-a părut că ar face ceva. Așa că l-am cumpărat și stă degeaba aici. Probabil dacă îmi voi lua birou sau o măsuță, să iau să-l pun acolo. Dar de multe ori mi-este lene. Așa că, domnișoara Vulpiță, trebuie să-mi faci loc. Pentru că eu o să vin să-mi pilesc unghiile pe interior, iar modelul vedem pe mâine. Aici am cutia mea cu toate lucrușoarele, am tot felul de pile, periuțe, pensule, bituri, cleștișor, forfecuțe, toate nebunile sunt pe aici. Bineînțeles că și puțină mizerie cred că e. Dar cum să nu, că s-a adunat ceva, că întotdeauna când pui câte ceva aici de la pilă sau așa se murdărește, se face praf din ăla alb. Iar ai venit să nu-i dai pace. Ia să-mi iau prosopul ăsta. Mai devreme am stat acolo și am stat cu spatele pe această pernuță și pur și simplu mă durea spatele, mă dureau mușchii, deci nici nu suportam pernuța aia pe spatele meu. Tu? Aspiratorul numărul 2? Da? Tu ești aspiratorul 1, iar el e aspiratorul numărul 2 și cu această ocazie să gustăm, să vedem, e amar sau nu e amar? Nu e amar, e dulce, e bun atunci, este bun. Bungu, ce faci tu, rățușcă? Ce faci tu, rățușcă? Așa că fă-mi loc, mini. Nu-i voie tu, că poate-l prinzi. Ieri sau alaltă era să-l prindă în gură. Mai. Cât este ceasul?
Este 5 și afară este lumină. Și ce mă bucur, ce îmi place mie așa. Ce îmi place mie așa. Foarte mult. Foarte, foarte mult. Ia să vedem unde ajunge mie ăsta. Hai că trebuie să-mi ajungă. Așa. Băgat. Așa. Dar prima și prima oară cred că o să mănânc clementina asta. Asta am luat o gură și deja mă roade stomacul. Da, minișor. Vrei și tu clementina? Ia, uite-te la tine dacă nu... Doamne, măi, fată, mă! Uite ce disperată e când e vorba de mâncare! Tu, fată, tu! Nu-i voie! Lasă-mă să mănânc liniștită, că îți dau eu ție, dar acolo păstrează distanța. Da! Păi, păstrează distanța, că tu-ți bagi nasul peste clementina mea. Mă cerți? Ha? Ei, totul ești de vină! Unghiuțele mele sunt gata, doar că le-am făcut puțin diferit față de mâna stângă. Asta e mâna dreaptă. Este mâna stângă. Două unghiuțe le-am lăsat nude, la aceasta i-am pus o fundiță, la cea mică le-am pus niște floricele. Celelalte trei unghiuțe le-am făcut cu roz. Din cauza că becul de aici din sufragerie este cam slab, nu am văzut decât când am ajuns la bucătărie, că la degetul arătător ar fi fost nevoie de încă un strat sau două de ojă. Degetul inelar îmi place cum a ieșit acest roz, nu este nici foarte închis, nici foarte deschis. La degetul mijlociu am vrut să fac eu o combinație de un roz mai deschis. Dacă închid blițul de la telefon, parcă arată mai drăguț, dar odată ce am pus blițul de la telefon sau dacă mă duc la o lumină mai bună, sincer să fiu, nu prea îmi place, dar acum am aplicat topul și aș putea să mă apuc să mi-o refac din nou, dar asta ar însemna să dau din nou cu pila sau cu freza electrică și sinceră să fiu, la cât de rău m-am simțit și la cât de rău mă simt, nu mă gândeam că o să-mi fac unghiuțele, vă spun sincer. De când am luat fervexul au început să mă ia niște călduri din alea foarte mari, ori încep să fac temperatură, ori nu știu ce se întâmplă, am început deja să transpir foarte tare, dar mă gândesc că este de la Fervex, mă ajută să mă fac bine. În rest, unghiuțele îmi plac foarte, foarte mult. Zilele următoare, dacă o să văd că o să mă simt bine, poate că o să umblu la aceste două unghiuțe, deși asta ar însemna să dau inimioarele jos, să dau cu pila sau cu freza electrică, să dau vreo două straturi de roz, iar apoi să-mi lipesc din nou ceva accesorii, dar în fine, arată cred că și așa cât de cât drăguț. Pe-i drept, mâna dreaptă îmi place mult mai mult cum arată. Eu m-am apucat prima oară de mâna stângă și mă gândeam să las unghiuțele nude, să aplic niște accesorii, apoi să pun un top și gata. Mai ales că nu mă simțeam tocmai bine, dar sincer să fiu, nu-mi plăcea acel nude, parcă nu era potrivit pentru mine, pentru că mie îmi plac de obicei culorile vesele. Imediat mai. Vedere că aveam accesoriile lipite pe unghii, m-am gândit să nu le mai dau jos și să le las așa nude, dar nu mi-a plăcut deloc cum arată, am zis să aplic măcar pe două unghii un roz sau o culoare, ceva care să-mi facă unghiuțele mai vesele. Am aplicat pe inelar, după care am aplicat și pe arătător și am ajuns și la degetul mijlociu, după care îmi părea rău că aș fi vrut să aplic și pe astea alte două degete, dar ce să vezi, unghiile astea, cel puțin degetul mic este încărcat tare, degetul mare am zis că nu mai umblu la această fundiță care mi se pare foarte, foarte drăguță, așa că într-un final am rămas la aceste unghiuțe. Sunt drăguțe, după cum am zis, dar mâna dreaptă este mult mai drăguță și mult mai pe placul meu. Este 7 și câteva minute, noi așteptăm să vină comanda de la sushi.
copilașii au vrut să mănânce sushi, eu aș fi vrut să mănânc alt ceva, dar dacă ei și-au dorit sushi, m-am dat și eu după ei, așa că ne-am comandat câte o porție pentru fiecare, iar eu acum o să mă duc să-mi fac un griș cu lapte pentru că mi-este poftă foarte, foarte tare, dar o să fac doar pentru mine și probabil Selenei voi face ori un orez cu lapte, ori, nu știu, niște fulgi de ovăz cu niște feliuțe de banane și cu niște miere pe deasupra. Un, nu știu cum se numește exact, porici, parcă, ceva de genul. Pentru mine am pus să fac griș cu lapte și pentru Selena voi face imediat niște fulgi de ovăz cu lapte și cu ceva fructe, dar cred că cu banană. Mie îmi place să fie mai... lichid grișul, nu-mi place să fie așa tare. Fac o cantitate mică cât o mănânc pe loc. De obicei îmi place grișul cu lapte și rece, dar mult mai tare îmi place cel cald, fierbinte. Am aruncat-o mai devreme la gunoi, păcat de ea că era foarte, foarte bună. Selena a mâncat o cantitate mare, marca, așa, așa, așa. Eu foarte puțin că nu m-a simțit tocmai bine, așa că, din păcate, a trebuit să o arunc. O să mă apuc să spăl ce e în chiuvetă, spăl și castronul ăsta. Mă apuc imediat să fac și fulgi de ovăz pentru ea și pachetul pentru școală. Sper să mă bag de vreme în pat, deși este 7:20 imediat. Cu siguranță se va face târziu până îi bag și la baie, până pregătim hăinuțe pentru grădii, până mâncăm, până în alta. Nici nu știu dacă să mă adaug puțin griș sau să-l las așa. Adăuga puțin griș, acum nu știu că nu am greșit, dar cred că e bine așa, o să-l mai las la foc mic să fiarbă. Selida, ție de ce nu-ți place grișul cu lapte? Nu știu. Ăsta era desertul meu preferat în copilărie. Mi-o făcea bunica de la țară în fiecare dimineață. Într-o zi griș cu lapte, într-o zi orez cu lapte, în altă zi fidea cu lapte. În altă zi ne făcea budincă de ciocolată. Fără a pune ceva dintr-un plic, deci o făcea doar cu puțină făină, cacao și ieșea cea mai bună budincă pe care am mâncat-o vreodată. Și bineînțeles că și toate celelalte lucruri pe care le-am menționat mai devreme au fost cele mai bune deserturi mâncate în viața mea. Și gogoșile pe care le făcea și poalele în brâu și absolut tot. Că nu mai puneam griș, atunci era perfect. Pentru că odată ce îl răstorn în castron, el deja începe să se îngroașe, așa că îl mâncăm așa de data aceasta și data viitoare fac mai subțire. Îmi place mai subțire decât atât. Ne-a venit sushi! Ouleu, să nu-l răstoane, ăla e alu Seli. Ce-i asta? Asta era să arunc sănița. Ăla e desert din ăla, care am mai luat noi de la ei și ne-a plăcut. Da? Da. Acesta este al Selenei, acesta este al meu, iar acesta este al lui Mark. El a vrut machi cu castravete, aici am chicken roll, iar aici avem tempura California, parcă dacă nu mă înșel. Din păcate le-a luat și le-a amestecat. În loc să fi fost astea într-o cutiuță singură, le-a luat pe alea, le-a băgat cu ale mele. Al lui Marc a luat sos de la mine, sper să nu fie picante, că altfel el nu mai mănâncă clar. Avem un desert de la ei, dar am uitat cum se numește. Avea două variante, iar eu l-am ales pe acesta. Deja eu nu mai pot să mai mănânc acele trei bucăți. O să mănânc o bucățică de... desert de aici. Mai devreme am terminat și tot grișul, e de înțeles că de aceea nu mai pot sushi. Bun, Seli? Marc a ras deja tot. Bun, Marc?
Da. Stai că-ți dau acum. Este gata și desertul Selenei. Eu mai am foarte puțin griji, dar momentan nu mai pot. Referitor la pudra aceea pe care am luat-o de la palet pentru a-mi acoperi rădăcinile crescute, sincer să fiu, nu se merită banii absolut deloc. Deci tot pun cu buretele, pun, dar aproape că nu se vede nimic. În loc să fie un negru, e mai mult un gri. Am încercat să-mi astup rădăcinile, dar nu ajută absolut deloc. Așa că nu vă sfătuiesc să vă cumpărați așa ceva. Vreau să cumpăr acel spray de la L'Oreal. Am înțeles că ar fi cel mai bun. Ar fi un spray tip pudră. Cel de la Saios și că nu este recomandat. Eu l-am încercat pe cel din DM. O să mai dau o șansă celui de la L'Oreal să vedem dacă e ok. Dacă nu, undeva la o lună și un pic o să trebuiască să mă vopsesc pentru că rădăcinile se văd foarte, foarte... Eu o să închei acest filmuleț. Noi v-am pupat cu mare, mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!